Sunt mai mulți politicieni, o să tot avem din astea. Gafa numărul 10, primarul de la sectorul 5, vestea rea este că nu știe verbul a fi, vestea bună este că nu știe nicio altă limbă. Să conjugați verbul a fi, domnule Bani. Domnule Evanghelie, nu știu, eu nu știu să cântărez lucrurile astea, eu am pus o întrebare. E simplă, e... Da? Vă ajut? Dar să știți că dacă vă ajut, vă dau bilă neagrădire. Îmi dau bilă neagrădire. Da? Încep eu. Da. Eu? Da. Sunt. Mai departe. Tu? Tu ești, mai sunt. Mai sunt. S-a să nu sunt. Eu sunt. Da. Tu ești. El? El este. Păi noi. Suntem. Voi. Voi sunteți. Ei? El? Ei. Ei? Sunt. Sunt. O veste bună este că președintele are o fică... O fică ce se implică în politică, vestea rea este că are grave probleme de limba română și mai ales de idealuri în politică, vrea să devină un rezervor. Însă încrezătoare în forța generației noastre și doresc ca noi să devenim un rezervor de resurse de care România are nevoie. Pactul Național pentru Educație, un document cu o însemnătate istorică aparte, care trasează politici în domeniul cercetării și educației. Depolitizarea acestui domeniu sensibil, reprezintă un nou început pentru învățământ. Susțin proiectele educaționale și doresc să mă implic în rezolvarea, Dacă ați repetat voi sau așa zi vorbea ea? N-am repetat nimic. A, nu e dacă eu. Nu reușim să devenim un rezervor de resurse, devenim un rezervor de... Nu, domnule Gâdea, putem deveni cisterne. Cisterne cu dejecții precum în gafa de la locul 8. Uitați-vă acum. Cisternă de apă. Uitați, gafa de la locul 8. Da. Ajunat-o pe soția ta pentru că tu ai un papagalul măscării, nu răspundea la telefon de frică. Dar, doamnă, vă rog eu frumos, v-am cunoscut, vă respect, vă rog frumos, spuneți-i lucreața de bărbatul dumneavoastră, să-ți vadă de treaba lui. Bine, mă, tu ești un om prea cu caracter mudrăvar, că vin cu tine polemică, nu vreau să discut cu tine, că ești prea mare, zreață, domn. Și atunci am bună seara, revedere. Abia să ne vedem pe stradă, să vedem tu, căcăciosule, să vedem ce o să faci. Hai să vedem ce o să faci tu, mascaricile. Și cu Smărădescu, că vreau să-l pun doar să-l pun rupe capul lui prostul ăsta, că doar nu o să stau să mânjesc mâinile cu tine eu, da? Mă rog. Dreaptă! Mari de dreaptă, Amelie! Că tu toată viața ta să te-ai născut dreaptă și ai să mori dreaptă. Da. Păi mai stă dreapta asta vreodată în fața mea? Păi eu mai stau cu dreapta asta vreodată lângă mine? Gafa numărul 7 și prim-ministrii greșesc și gafează cerând parlamentarilor sau dumneavoastră să rămurați ouăle. Ce rău am gândit să vrea să vină să-mi numere căinile. I-am sugerat că mai bine să vină să-mi numere ouăle. După ce îi numărăm ouăle, să mergem la domnul Cioroianu să-i numărăm degetele. Gafa numărul 6, Cioroianu gafează în Spania, în fața regelui Juan Carlos, spunându-i că este ok. Good point, majestate. Gafa numărul 5, primarul Adrian Videanu e camarean când scrie V liniuță A în condițiile în care nu așa se scrie.
fiind prezent într-o emisiune la Antena 2, primarul general dă dovada, dar ia să vedem, iată, PDL prin Vasile Blaga, Vâlniuța câștiga primăria municipiului București. Vâlniuță nu câștiga primăria municipiului București, domnule președinte sau prim vicepreședinte sau secretar general sau ce sunteți dumneavoastră la partid. Președinte, acolo. Mare, aceasta a fost gafa numărul 5. Gafa numărul 4. Vă spuneam că vestea bună este că Marian Vanghelie nu știe alte limbi străine. Să mă opresc la niște mii de miliarde care le-am de cheltuit și posibilități de a face investiții pentru a sta să mă cer dacă pleacă să doi consilieri sau doi, patru consilieri în Britania, în Miami sau... După Britania și Miami, mergem într-un loc la cineva care știe să editeze fraze. Gafa cu numărul 3, Elena Băsescu, despre Emil Boc. Sunt convinsă că majoritatea tinerilor din Partidul Democrat Liberal își doresc să ajungă la un moment dat în cariera lor la fel de apreciați, stimați, iubiți și votați ca domnul președinte Emil Boc. Domnul Emil Boc reprezintă pentru noi, tinerii din Partidul Democrat Liberal, un model. Nu am cum să nu-i remarc promptitudinea. În timp ce unii dintre noi spunem numai câteva cuvinte, dânsul editează perfect câteva fraze. Aceeași viteză o are și în reacțiile politice, o consecință clară a bagajului impresionant de cunoștințe pe care îl deține. Și tot editând fraze, ajungem să edităm și almanahe. Gafa numărul 2, Marian Vanghelie. Aseară niște băieți simpatici de la anumite ministere pe la televizor și îi trimit să ducă dreptul la muncă sau să citească câteva almanahe. Almanahe, conform domnului Marian Vanghelie, și ajungem citind almanahe să avem succesuri. Gafa numărul 1, succesurile Elenei Băsescu. Să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri. Poți să ai și eșecuri, poți să ai și succesuri, o să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine. Domnul Stan, asta a fost un top bun sau un top rău? Că nu știu exact cum au fost știrile astea. Nu, bine, a fost un top bun spre rău. Adică rău de bun. Adică bun în răutatea lui. E emisiunea de la Antena 2, răi, dar bun, da. Domnule, vă spun eu. Așa?